Binecuvântat să fie Domnul, care ne-a făcut bine și în această dimineață, dându-ne această zi, e încă o confirmare că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu vrea să lucreze și că Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră chiar în dimineața aceasta. Ceea ce mă bucură pe mine că este că Dumnezeul Bibliei este același. Dacă a lucrat în trecut, e foarte posibil să lucreze și în prezent. Și dacă va fi un mâine, mâine va lucra. Pentru că asta spune Biblia. De ce spun că e foarte posibil să lucreze în prezent? Pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează cu omul care vrea. Uneori Dumnezeu forțează, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, și trece și peste voința noastră, dar întotdeauna Dumnezeu caută oameni cu care să colaboreze, oameni cu care să lucreze, oameni care să spună, Doamne, eu vreau ceea ce vrei și Tu. Și să știți că e important ca în dimineața aceasta să ne verificăm temperatura pe plan spiritual, termometrul spiritual, ce spune. E foarte cald afară și m-aș bucura să fie și în inimile noastre cam la fel, cel puțin la fel. Amin. Să înțeleg că nu sunteți de acord cu asta. Întâlnirea cu Iisus Hristos întotdeauna transformă. De obicei, venim la biserică cu acest mecanism în noi. Un program de biserică. Cântăm, ne rugăm, ascultăm predica și mergem acasă. Poate fără să ne așteptăm la ceva supranatural să se întâmple în mijlocul nostru. Ai așteptarea aceasta? Ai plecat de acasă cu așteptarea aceasta? Unii spun da, alții dau din cap, spun nu. E bine să fii sincer în prezența lui Dumnezeu. Pentru că unde e sinceritate, Dumnezeu chiar lucrează. Poate nu în dreptul tuturor, însă Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, se uită la tine, se uită la mine. Și Domnul chiar vrea să lucreze. Să ne bucurăm în dimineața aceasta că Domnul ne-a mântuit. Psalmul 40 spune așa, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta? Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta? Dacă nu te poți bucura de ceea ce Dumnezeu a realizat deja în viața ta, dacă biserica nu poate celebra ceea ce Hristos deja a făcut în viața noastră, cum ne vom bucura pentru lucrările care urmează să se întâmple? Cred că trebuie să ne bucurăm pentru ceea ce deja Dumnezeu a făcut în viața noastră. Te-a scos din groapă, Hristos. Hristos m-a scos din groapă. S-a coborât în acea groapă, în mocirlă, și a zis, pentru că ai preț în ochii mei, nu trec pe lângă tine nepăsător. Te ridic, te scot cu braț puternic. Și biserica trebuie să celebreze această lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Se spune că a trecut matematicianul pe lângă groapa aceea și a măsurat groapa, e 2x2, să nu ai nicio șansă să ieși din ea. A trecut și omul religios, legalist, și a zis, meriți să fii în groapa aceea. A trecut și omul sentimental, îmi pasă de tine, mi-e milă de tine, dar s-a dus mai departe. Însă când a venit Iisus, El a coborât în groapă și m-a scos cu braț puternic. Suntem noi mântuiții lui Iisus Hristos? Ești mântuitul lui Iisus Hristos? O, Doamne, lasă bucurie în Duhul Sfânt în dimineața aceasta.
Să ne bucurăm pentru ceea ce El a făcut în viața noastră. Dacă pentru ceea ce El a făcut nu te poți bucura, nu poți să ridici mâinile spre cer, nu poți să dai slavă lui Dumnezeu, nu poți să lași ca Duhul Sfânt să mijlocească prin tine, cum să te bucuri pentru ceea ce Domnul vrea să facă în următoarele 45 de minute? O, Doamne, iartă-ne în dimineața aceasta și ajută-ne și mărește-ne credința ca să putem să ne apropiem de Tine. După ce am înțeles că Domnul mântuie, mi-am dat seama că am nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt. La 15 ani și jumătate am dus o mare bătălie în inima mea. De fapt, Dumnezeu a luptat și m-a convins că sunt păcătos la 15 ani și jumătate. Și la 16 ani am capitulat. De ce a fost bătălia aceasta în inima mea? Pentru că mi-am dorit și am spus, Doamne, mă uit la biserica Ta de astăzi, citesc în Scriptură și o mare prăpastie între ceea ce e biserica Ta astăzi și ceea ce a fost biserica Ta ieri, primii creștini. Și eu vreau să mă pocăiesc, nu pun condiții. Tu poți să faci ce vrei tu poți să mă zdrobești, poți să mă cobori, poți să mă ridici, dar am o dorință, mă rog pentru asta. Aș vrea să fiu așa cum au fost primii creștini. Aș vrea să am focul acela, patosul acela și iartă-mă dacă îndrăznesc prea mult, dar vreau să-mi confirm lucrul acesta. Eu vreau să mă pocăiesc, dar nu vreau să fiu așa, pentru că erau modele pe care le aveam, erau oamenii din biserică. Citeam în Biblie și era o mare diferență și am zis, Doamne, eu aș vrea să fiu cum sunt oamenii aceștia din Biblie. După ce m-am întors la Domnul și am luat botezul în apă la 16 ani, august anul 2002, data de 18, am înțeles tot din Scriptură că Dumnezeu vrea să boteze în Duhul Sfânt. Și am zis, ce să fac? Am început să-L caut pe Domnul, să mă rog, să postesc. N-a fost suficientă căutarea aceasta și a trebuit să fie una mai intensă. Și de la o zi de post am luat două pe săptămână. N-a fost suficient, am luat trei. Am zis, Doamne, nu mă las, pentru că vreau să trăiesc ceea ce e scris în Scriptură. Dacă este adevărat ce e scris în Scriptură, vreau să se întâmple și în viața mea. Și am început să mă rog, să merg la rugăciune, la stăruință, în fiecare seară, dacă se putea, și era rugăciune, eram prezent, pentru că căutam ceva, eram însetat, îl doream pe Dumnezeu. Și am zis că ar fi bine să mă trezesc și noaptea să mă rog. Poate Dumnezeu face ceva. Însă, să știți, când căutările sunt sincere, Dumnezeu răspunde. Domnul se uite la sinceritatea inimii noastre. Și într-o noapte, la ora 3, puțin peste ora 3, a coborât Duhul lui Dumnezeu, dintr-o dată, așa cum este scris în Scriptură, Fapte, capitolul 2. Și am început să vorbesc în alte limbi, așa cum Duhul mi-a dat să vorbesc. Și de atunci am fost un alt om. Astăzi vreau să-I dau slavă lui Dumnezeu, că a lucrat în viața mea. Dar vreau să direcționez acum tot ceea ce am spus spre voi. Tu ai avut experiența aceasta? Noi am avut experiența aceasta? Dacă da, înseamnă că trebuie să-L lăudăm pe Domnul, fraților. Pentru că a făcut o lucrare supranaturală în viața noastră. S-a îndurat de noi și ne-a botezat în Duhul Sfânt. La ce te ajută să citești Fapte 2 dacă nu s-a împlinit în viața ta? La ce te ajută? La ce mă ajută? În tine și în mine trebuie să fie o foame după Dumnezeu, după lucrările lui Dumnezeu. Uitați-vă în Psalmul 42 ce spune Biblia. Cum dorește un cerb
izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Asta s-a întâmplat atunci, pentru mine. Dar iată o actualizare. Mai dorește sufletul tău pe Dumnezeu, așa cum l-ai dorit atunci? În dimineața aceasta mă rog Duhului Sfânt să ne cerceteze inima. Pentru că vrem cu adevărat ca Domnul să lucreze. M-am frământat azi noapte cu o întrebare. Toată săptămâna, da, azi noapte, până la ora 4, m-am frământat cu o întrebare. Ne dorim cu adevărat o altă cincizecime? Nu vreau să pun informație peste informația pe care dumneavoastră o aveți. N-am venit pentru asta. Ci aș vrea ca acest cuvânt să deblocheze mintea, inima ta, viața ta spirituală și să depășești momentul acesta și să poți să intri în sfera Duhului. Să trăiești prin Duhul, să umbli prin Duhul, să vorbești prin Duhul, să cânți prin Duhul, să slujești prin Duhul, să ai parte de foc. Aleluia! De focul Duhului Sfânt. Ne dorim cu adevărat o altă cinzecime? Dacă nu, de ce să mai predic, fraților? Dacă nu, de ce să mai cântăm? Dacă nu, de ce să mai venim la biserică? Dacă îți dorești cu adevărat cinzecime, o mișcare a Duhului Sfânt în viața ta, cred că trebuie să se întâmple ceva cu noi de aici. Exact de aici, de la altar. O căutare a feței lui Dumnezeu, cum n-ai căutat-o niciodată. Cum n-ai căutat niciodată fața lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu. Uitați-vă în camera de sus. Ucenicii se rugau. Se rugau. Au înțeles că trebuie să se roage. S-au pus împreună. Ne rugăm. Nu știm altceva ce să facem, dar ne rugăm ca Domnul să trimită Duhul Sfânt. Să vină puterea peste noi. Și Domnul a trimis puterea. Pentru că acești creștini s-au rugat, au insistat, au plâns și au cerut ca Domnul să lucreze. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor. Dacă îți dorești cinzecimea în viața ta, începe să te rogi altfel. Începe să te rogi altfel. Caută-L pe Dumnezeu cu pocăință. Dacă îți dorești cinzecimea, verifică-ți viața spirituală. Uitați ce spune Apostolul Petru. Spune, pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu vremea de înviorare. Dacă vrea cineva înviorare în Duhul Sfânt, trebuie să se coboare în el însuși și să se pocăiască, să se sfințească. Nu poate lucra Duhul Sfânt, nu pot opera darurile Duhului Sfânt în viața noastră sau în viața bisericii dacă nu există pocăință. Dacă nu este pocăință. Ți-ai verificat viața? Ai renunțat? Mai trebuie să renunți la ceva? Sunt lucruri care sunt în dezacord cu voia lui Dumnezeu în viața ta? Dacă da, trebuie să cedezi. Trebuie să renunți la ele. Trebuie să te pocăiești. Și Duhul lui Dumnezeu vine. Vine. Dacă există pocăință. Cred că ceea ce lipsește bisericii penticostale, ne lipsește nouă slujitorilor, vă lipsește dumneavoastră, este exact acest lucru foarte important. Pocăința, sfințirea, apropierea de Dumnezeu. Cum este Duhul lui Dumnezeu? Este? Sfânt! Și dacă este sfânt, înseamnă că așteaptă sfințire din partea noastră. Că unde lemnul sfânt nu coboară într-un vas murdar, ci el coboară într-un vas care s-a sfințit, care e curat. Și dacă încă nu coboară Duhul lui Dumnezeu în putere, poate te rogi și ceri, mijlocești, mergi mai departe, sfințește-te, apropie-te de Dumnezeu și lasă ca Duhul Sfânt să coboare, să umple vasul tău. Amin.
De ce a fost dat Duhul Sfânt? Vreau să împărtășesc în dimineața aceasta câteva gânduri după care să ne și rugăm și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în dimineața aceasta. Amin. Duhul Sfânt n-a fost dat pentru a cunoaște vremurile, timpurile sau soroacele. Fac apel la Fapte 1 cu 7 și cu 8. Ce a fost dat ca să fim martori a lui Iisus Hristos. Amin. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când vine în viața noastră, El pune pasiune în noi pentru sufletele pierdute. Uitați-vă la o relatare din istoria bisericii. Vreau să spun câteva vorbe despre ea, și anume despre contele Zinzendorf, care a fost invitat la încoronarea regelui Cristian al V-lea la Copenhaga. Acolo Zinzendorf a întâlnit un credincios de culoare numit Anthony Urlich din insula St. Thomas, India de Vest. Omul acesta i-a relatat acestui om, Zinzendorf, despre poporul lui, care e bătut și e folosit și sunt sclav pe plantațiile proprietarilor în India. Sunt folosiți. Spune el, poporul meu, oamenii aceștia, sunt sclavi și mă doare inima pentru ei. Iar Zinzendorf, la mărturia aceasta, îl invită în Germania și îi spune, vino la noi, în Biserica Moravienilor, și mărturisește despre tot ce se întâmplă acolo. Vine omul acesta în Germania, mărturisește în fața bisericii tot ce se întâmplă pe plantațiile acelea. Își dă jos cămașa de pe el și arată spatele acelor oameni, bisericii, era brăzdat de lovituri, de bici. După ce biserica vede lucrul acesta, doi oameni sunt aprinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un templar și un olar. Și s-au dus în misiune în India ca să-L predice pe Iisus Hristos acestor oameni pierduți, sclavi, care n-au auzit niciodată despre Iisus Hristos. Când ajung în India oamenii aceștia, doi bărbați, din biserica acestui om, stăpânii aceștia, proprietarii plantațiilor, nu permite să intre și să predice Evanghelia acestor oameni. Ați venit până aici, ați venit degeaba, plecați acasă. Aici niciun Iisus, nicio Evanghelie. Oamenii aceștia sunt ai mei, sunt proprietatea mea. Ce ai fi făcut tu? Ce aș fi făcut eu? Păi mi-aș fi făcut bagajul și aș fi plecat înapoi, în Germania. Știți ce au făcut oamenii aceștia? S-au vândut sclavi pentru toată viața lor ca să-L predice pe Iisus Hristos acestor oameni care n-au auzit niciodată despre Iisus Hristos. Când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El ne face martori pentru lumea pierdută. Lumea aceasta suspină după Evanghelie. Ei n-au nevoie de altceva decât despre Evanghelia lui Iisus Hristos, care este vestea bună pentru toți oamenii. Glorie lui Dumnezeu! Acum întrebarea mea este, am fost noi botezați cu Duhul Sfânt? Amin. Înseamnă că în inima ta și în inima mea trebuie să fie focul acesta, pasiunea pentru sufletele pierdute. Să fii în biserică, să predici, să cânți, să reciți poezii și să nu-ți ardă inima pentru sufletele pierdute? Cine să evangelizeze Timișoara? Cine să evangelizeze România? Cine să se pună în spărtură dacă nu noi, cei care zicem că am fost botezați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Evangelizarea este responsabilitatea fiecărui credincios în parte. Nu doar păstorul, nu doar evanghelistul, nu doar apostolul, nu doar cel care predică trebuie să evangelizeze, să spună oamenilor despre Iisus Hristos, ci fiecare credincios
născut din nou, care a avut parte de această experiență a Duhului Sfânt. Predicați-L pe Iisus Hristos. Predicați-L pe Iisus Hristos. Unde sunteți? La locul de muncă, în școală, în orice loc, predicați-L pe Iisus Hristos. Să știți că uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem în spitale. Uneori Dumnezeu ajunge să îngăduie Dumnezeu să ajungem în alte țări. Dacă Dumnezeu îngăduie să ajungem unde ajungem, îngăduie cu scopul acesta să vorbești despre Iisus Hristos, de ce ți-e rușine să faci lucrul acesta? De ce nu ai îndrăzneală? De ce nu vrei să faci lucrul acesta? Observ pe zi ce trece un aspect, ne este rușine de Iisus Hristos. Când se întâlnesc doi pocăiți în metrou, dacă se întâlnesc în autobuz, dacă se întâlnesc în piață, în shopping city, știți ce spun ei? Primul lucru, ceau. Sau la noi în Anglia, hai, sau nu știu, oricum. Nu se mai discută despre Dumnezeu, nu se mai discută despre Iisus Hristos. Am o ocazie cu un om în piață, mi s-a stricat mașina, a venit să mă remorcheze. Mi-am dat seama că pot să folosesc acel moment să-L predic pe Iisus al meu, care e în inima mea, și să-I spun despre Iisus Hristos. Ești în spital și am auzit ieri un lucru, e că Dumnezeu pe unii încearcă și îi trece prin cuptor ca să-i șlefuiască și să îi pregătească pentru întâlnirea cu Iisus Hristos. Posibil să fie lucrul acesta, dar eu consider că cei care sunt în spital nu sunt mai puțin nepocăiți decât noi. Poate și noi ar trebui să trecem printr-un cuptor. Eu cred că Dumnezeu uneori îngăduie să trecem prin suferință, prin necaz, prin criză, ca să-L vestim pe Iisus Hristos, ca să vorbim despre Iisus Hristos, ca să-L predicăm pe Iisus Hristos, prin viața noastră și prin cuvintele noastre. Duhul Sfânt a fost dat, nu ca să calculăm noi timpul, cât mai e până vine Iisus Hristos, să pierdem zile, ani, an la rând, măi, când vine Iisus? Poate peste 10 ani. Sunt oameni care se ocupă de treaba asta. Duhul Sfânt a fost dat să ne facă martori pentru Iisus Hristos, martorii lui Iisus Hristos, să ducem vestea bună până la marginile pământului. Văd tineri astăzi, tot mai puțin tineri, care nu sunt aprinși de focul acesta. Dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, nu se poate să nu fie în tine focul acesta. Nu se poate. Nu se poate. Dacă e Duhul Sfânt în tine, dacă e în inima ta, știi ce se întâmplă? Te scoate dintre pereții aceștia și te duce la oamenii pierduți. Și începi să-L predici pe Iisus Hristos. Oamenii de afară așteaptă după noi și după Evanghelia aceasta, care este o veste bună pentru toți oamenii. Amin. Duhul Sfânt a fost dat nu pentru a avea o sărbătoare și să avem un stil de viață, adică să trăim în fiecare zi cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt. Ceea ce vreau să subliniez este următorul aspect: să ieșim din rutina religioasă și să intrăm în curentul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt n-a fost dat ca noi să avem o sărbătoare o dată în an, ci a fost dat să avem un stil de viață, să trăiești în fiecare zi cu Iisus Hristos. Dezvoltă relația cu Iisus Hristos, dezvoltă relația cu Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt pentru tine? Un musafir? Un amic? Sau este avocat? Este mângâietor? Este cel care este cu tine în fiecare zi. E cel care îți vorbește, e cel care te călăuzește, e cel care schimbă și transformă, e cel care aprinde în tine întreaga ta inimă și te face să fii înflăcărat pentru Dumnezeu. Ce e Duhul Sfânt pentru tine? Ce e Duhul Sfânt pentru mine? Avem nevoie de un deranj. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să facă un deranj în programele noastre. Vreau să vă uitați în textul pe care l-am citit.
Fapte, capitolul 2, de la versetul 5 în jos. S-au adunat în Ierusalim pentru sărbătoare. De pe trei continente, Asia, Africa și Europa. Ucenici în camera de sus la rugăciune. Nu știu dacă s-au așteptat oamenii aceștia care au venit de departe să fie deranjați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt a produs un deranj și biserica are nevoie de un deranj sfânt din partea Duhului Sfânt, din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de o mișcare a Duhului Sfânt în programele noastre, în slujirile noastre, în tot ceea ce face biserica pentecostală în vremea aceasta, are nevoie de un deranj a lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Adică de o mișcare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce spunem cu adevărat să se și facă. Ceea ce vorbim cu adevărat să și vedem, că se împlinește sub privirile noastre. Adică vorbim despre botez în Duhul Sfânt, chiar să vedem tinerii botezați în Duhul Sfânt. Chiar să vedem bolnavii vindecați. Chiar să vedem cum lucrurile se mișcă și ieșim din biserică, adică dintre zidurile acestei afară și predicăm despre Iisus Hristos și pe Iisus Hristos și încep oamenii să vină la mântuire. Asta vrea Dumnezeu. Vrem și noi lucrul acesta? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce vrea Duhul Sfânt de la tine? O relație. Duhul Sfânt vrea de la mine o relație. În momentul când ai o relație cu Duhul Sfânt, o relație permanentă, să te asiguri că ai și ungerea Duhului Sfânt. Când ai relație cu El, ai și ungerea. Biserica are nevoie de ungerea Duhului Sfânt. Uitați-vă, vă rog, la trei feluri de ungere pe care Biblia ne le arată în Exod, capitolul 30, de la versetul 22 la versetul 31. Era ungerea preoțească. Dumnezeu a uns pe Aaron și pe fiii lui, i-a consacrat pentru slujire. Era ungerea lui Dumnezeu, ungerea Duhului Sfânt peste acești oameni, aleși în mod special să-L slujească pe Dumnezeu. Ungerea aceasta este valabilă și pentru noi, pentru creștinii din secolul 21. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9. Noi suntem o seminție aleasă, un popor sfânt, o împărăție de preoți. Ce să facem? Să vestim lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Ungerea aceasta este peste biserică, este peste noi. Dacă ești într-o relație cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ești ungerea lui peste tine. Ce înseamnă ungerea aceasta? Înseamnă că ești consacrat, ești chemat, ești pus deoparte să-L slujești pe Dumnezeu. Știi lucrul acesta? Ești de acord cu lucrul acesta? Uitați-vă la 1 Samuel, capitolul 10, cu versetul 1. Era o altă ungere, ungerea regală. Dumnezeu a ales oameni în Vechiul Testament, ca și împăratul Saul, David mai târziu, după care împăratul Solomon. Ei au fost aleși pentru guvernare și pentru a conduce. Ungerea aceasta, să știți, este peste biserică. Este peste biserică. Este peste noi. Știți lucrul acesta? Noi nu suntem oricine în lumea aceasta. Noi am primit dunamis de sus. Noi am primit putere de sus. În noi este o putere care ne face să conducem, să guvernăm, să spunem oamenilor că există un Dumnezeu. E Duhul Sfânt, e ungerea peste noi. Vreau să deschideți în Isaia, capitolul 61, de la versetul 1 la versetul 2 și spun că ar trebui să fie peste noi ungerea profetică. Mă repet, când ești în relație permanentă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, peste tine
este ungerea Duhului Sfânt. O ungere preoțească, regală, și ar trebui să fie peste noi ungerea profetică. Iisus Hristos a fost uns cu putere de sus ca să vindece, să elibereze, să tămăduiască, să vestească un an de îndurare, să dea robilor slobozenia, să aducă o schimbare și o transformare. Ungerea aceasta ar trebui să fie peste noi, peste Biserica lui Iisus Hristos. Putem să spunem un amin? Ne dorim lucrul acesta? Vă doriți lucrul acesta? Ungerea profetică a Duhului Sfânt să fie peste noi în dimineața aceasta, peste Biserica Philadelphia, peste Biserica Pentecostală. Amin. Știți ce trebuie să se întâmple în biserica de astăzi? Exact lucrările pe care le-a făcut Iisus Hristos. Ne rugăm ca Domnul să lucreze așa. Dacă biserica este într-o relație permanentă cu Duhul Sfânt, ascultă de Duhul Sfânt, se supune, umblă în fiecare zi, ungerea aceasta este peste ea. Și în mod special, mă rog pentru ungerea profetică să vină peste noi în dimineața aceasta. Ca în mijlocul nostru oamenii să se mântuiască, să fie eliberați, să fie vindecați, să fie tămăduiți. Avem nevoie de lucrul acesta chiar în dimineața aceasta. Ca noi să experimentăm lucrarea aceasta, după care și alții să vadă puterea lui Dumnezeu și lucrările minunate ale lui Dumnezeu pe care le face în mijlocul nostru. Noi avem putere. Avem puterea aceasta a Duhului Sfânt. Dacă vom citi în Matei capitolul 16 cu versetul 18, spune Biblia așa: pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea. Avem dunamis, iubită biserică. Avem puterea lui Dumnezeu în noi. Și nimeni nu poate distruge, nimeni nu poate birui această biserică a lui Iisus Hristos plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu ne poate birui. De ce? Pentru că e ungerea Duhului Sfânt peste noi. E Duhul lui Dumnezeu în noi. Și mă întreb, cum ar trebui să fie biserica pentecostală astăzi, în ziua cinzecimii? Cum ar trebui să fie? Închei pentru că vreau să ne și rugăm. Duhul Sfânt a fost dat nu pentru a vorbi despre lucrările care s-au făcut, adică a fi istorici. El a fost dat pentru a fi vizionari, pentru a avea viziune. Apostolul Petru, Ioan, primii creștini, biserica primară, nu mai sunt. Ei au plecat la Domnul. Așa este? Ei nu mai sunt. S-au dus. Sfinții bisericii s-au dus. Ei nu mai sunt. Acum este momentul nostru ca să facem lucrările lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este același. Dumnezeu este același. Hristos este același. Înseamnă că aceleași lucrări supranaturale, lucrări ale Duhului Sfânt, sunt valabile pentru Biserica Philadelphia. Ei au plecat, s-au dus. Când citesc despre Petru, despre Ioan și despre ceea ce a făcut Biserica Primară, zic, extraordinar. Dar știți care este vestea bună în dimineața aceasta? Că nu trebuie să fim istorici, trebuie să fim vizionari, să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu. Cum le vede Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu vede așa lucrurile, vrea să lucreze prin noi. Prin tine, prin tine, prin tine, prin tine, prin noi. Aceleași lucrări care au fost făcute prin apostoli. Amin. Aceleași lucrări care au fost făcute prin apostoli. Exact așa vrea să lucreze Duhul lui Dumnezeu.
Ești vizionar sau doar vorbești despre ce s-a întâmplat în trecut? A fi vizionar înseamnă să vezi lucrurile cum le vede Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să avem parte de o trezire spirituală. Înainte de cântarea corului, s-a cântat o cântare despre faptul că ne-am dorit trezire, ne-am dorit o revărsare a Duhului Sfânt. Ne-am dorit să fim vizionari, cu alte cuvinte, ne-am dorit ce-și dorește Dumnezeu. Ne dorim, cu alte cuvinte, o cinzecime, o mișcare a Duhului, o trezire în Duhul. Ne dorim ca Duhul lui Dumnezeu să deblocheze inimile noastre. În interiorul nostru suntem blocați. Ne-am oprit în căutarea noastră, în dorințele noastre de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând altfel și cu putere. În dimineața aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să facă o deblocare, o dezlegare, o împrospătare. Vrea Duhul lui Dumnezeu chiar să se atingă de unii din voi. Nu pentru că o spun eu, ci pentru că Domnul vrea să facă lucrul acesta. Biserica are nevoie de o deblocare. Ne-am blocat, ne-am oprit, ceva s-a întâmplat. Nu știu ce, însă știu ce vrea să facă Duhul lui Dumnezeu. Vrea să coboare. Și vrea să te umple. Și vrea să te folosească. Nu vrea doar să vorbești ce a făcut în viața altora, ci vrea să vorbești despre ceea ce a făcut în viața ta. Este vremea să ne ridicăm în capul oaselor. Este vremea să ne lăsăm folosiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este vremea să ne pocăim. Este vremea să cedăm. Este vremea să alegem ceea ce a ales Dumnezeu. Ei au murit, biserica a murit, biserica primară, creștinii de atunci s-au dus, nu mai sunt. Dar suntem noi, sunteți voi. Știi că Duhul lui Dumnezeu te invită în dimineața aceasta la a lucra împreună cu El? Să ne ridicăm în picioare.